dacă ai un vis, du-l mai departe. Puterea pe care o ai, nici nu știi. Mă numesc Angheluța Ana Maria, am 37 de ani și sunt din Mioveni. Am 3 copii, Mircea, care are 11 ani și are autism. Eu sunt însoțitorul lui Mircea, în fiecare zi la ore, în fiecare zi la terapie. În 2020, când a început pandemia, soțul meu lucra la altă fabrică. La un moment dat, l-a dat afară de la servici. Ne era greu și cu plata chiriei și cu facturi și cu toate cele, eu nelucrând, dar aveam la datorii și la un moment dat chiar n-am mai făcut față. Am avut noroc să o cunosc pe Eli de la Magic Help și ea s-a apucat să strângă bani pentru noi. S-au strâns mai mulți bani decât era necesar în momentul ăla și i-am întrebat, spune-mi tu, pentru tine, așa, pentru sufletul tău, ce vrea să faci? I-am zis că mi-ar plăcea să fac o facultate, dar n-am curaj. Am dat la facultate, la stat, la Pitești. Surpriză că am intrat și la fără taxă, la terapie ocupațională. Am stat noaptea și am învățat până îmi cădeau foile pe cap sau cădeam eu cu capul în foi. În ultimii 2 ani am învățat că sunt mult mai puternică decât știam și că pot duce mai mult. Viața în sine te face puternic. Dorința de a face ceva te face puternic. Dacă vrei să faci ceva cu adevărat, păi faci. Eu sunt Alex Tache, am 30 de ani, sunt IT-ist de profesie și în plus sunt și persoană cu dizabilități. M-am îmbolnăvit în 2004, am rămas la 4 ani și jumătate. În urma perioadei respective am ajuns să am nevoie să o fiu dependent de un scaun cu rotile. A însemnat să pierd libertatea, a însemnat să mă agăț de ceva care să mă țină, să nu mă dărâm psihic mai mult decât eram fizic. Pentru persoane cu dizabilități, pandemia a fost un lucru care le-a impactat viața, dar nu la fel ca persoanelor tipice. Pentru că persoane cu dizabilități nu au libertate, nu ies foarte mult din casă. Când a venit pandemia și am văzut că s-a lansat proiectul acestui ONG care mi se potrivea mie mânușă, am decis să mă implic. Proiectul implica să transporti persoane care au nevoie cu mașina ta și atunci, practic, însemna că eu puteam să mă plimb, să am din nou libertate, dar în același timp să ajut și alți oameni. Am avut câteva transporturi în care nici n-a contat că i-am ajutat cu drumul în sine, ci a contat că au avut cui să povestească, a contat că am venit eu în scaun cu rotile să-i ajut pe ei, iar asta le-a dat o speranță. Mi-am însușit o zicală, dacă mă opresc, sunt un om mort. Poate nu fizic, dar emoțional și spiritual, clar. În ăștia 2 ani am învățat despre mine că pot să-mi depășesc condiția constant. Imprevizibilul poate să apară oricând și că important este mai degrabă cum ne adaptăm și cum mergem mai departe, indiferent de circunstanță. Dar totuși să reușești să ajungi departe prin puterea ta. Hola! Bun dia! Hi, I'm Mireia. I'm 32 years old. I was born in Paraguay. I have a background in agriculture, which is my passion. Hi, my name is Paul. I'm 31 years old. I'm born in Bordeaux in France. I grew up in Africa. I'm a vessel operator. Life in Africa, it's very, very, very different, constantly moving. You have a mix between chaotic and beautiful in the same time. La petite île pour le lunch. And actually, from the day to the other, boom, everything shut down and life was not the same. During COVID, I was a bit sick. I went to surgery in Ghana because I couldn't leave the country. I was a bit scared. After these things, you start thinking, like, do I really want to be sick in this country? You feel far from everything and you feel lonely and you're a bit trapped. If you fell sick, it would have been impossible because there were simply no flight. I think it's at this stage we start to consider if we have an opportunity, let's explore it and let's move as well. Because from a little thing, things can escalate quickly.
We left super, super quick. We did not prepare anything. We had no time to say goodbye to everybody. Once we step in the plane, we're like, okay, this is our new life. You cannot go back. I was not ready to go to Romania either, like, I mean, it was a complete change of life for me also. You need to adapt. If you don't adapt as human being, you cannot survive, right? This is our challenge now. Family is important, life is important, well-being is important. Live your life, lower your expectations and move forward as a person. Try to find solutions, because there's always a way out. Dacă nu ieși din mediul în care trăiești, îți este mai greu să te vezi. Mă numesc Beatrice Weber, am 52 de ani, am o experiență de marketing în mass media, în advertising și în ultimii 10 ani am condus o fundație. Pe an ce trecea, eu nu reușeam să-mi realizez acest vis. Era mai mult decât un vis, era o parte intrinsecă din mine de a trăi în natură. În timpul pandemiei am început să lucrez remote. Am plănuit să vin să stau într-un camping pentru 2 săptămâni. Întâmplarea a făcut să se transforme într-o perioadă de 5 luni. În viața noastră, noi suntem furați sau prinși în diverse activități personale sau când sunt cele legate de munca pe care o facem. Chiar dacă ești în cazul fericit în care poți să faci o muncă care îți face plăcere și te împlinește, de multe ori sunt părți din noi care nu sunt hrănite, nu sunt satisfăcute. Și încetul cu încetul, dacă îți dai timp, poți să observi că acele părți au nevoie și ele de atenție. Pandemia pentru mine a fost un context care m-a ajutat să merg mai departe spre ceea ce îmi doream. Cred că un primul pas e important să-l faci către direcția pe care ți-o dorești tu, oricare ar fi ea, un pas să faci. Ai nevoie de un context în care să intri și din care să ieși ca să poți să te găsești pe tine.